Salut, prieteni, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta, într-adevăr și dreptate. Vă spun și în această seară, același Marius Mitache, alături de colegii mei din Regia Tehnică. Doamnelor și domnilor, marile proiecte din Dâmbovița în stand-by. Dacă este așa, o să aflăm în minutele următoare, exclusiv prezent la noi în studio, fostul administrator public al județului Dâmbovița, fost deputat PSD de Dâmbovița, domnul Ionuț Săvoiu, domnia sa, este de curând președintele Uniunii Geodezilor din România. Bună seara, bine ați revenit, domnule deputat. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Sincer să fiu, am lipsit o perioadă din studioul acesta și îmi face plăcere să revin. Și nouă ne face o plăcere să vă avem în mijlocul nostru și mai ales în fața telespectatorilor din Bovițeni, pentru că noastră sunteți un profesionist. Din păcate nu ați fost... sau calitățile nu au fost valorificate îndeajuns, dar ce ați mai făcut în ultima perioadă după ce ați părăsit funcția de administrator public al județului? M-am reîntors în activitatea profesională și îmi desfășor activitatea în câteva proiecte care le derulăm, mai ales în domeniul cadastrului, și de asemenea mi-am dedicat o parte din timp activității în cadrul Uniunii Geodezilor. Este o organizație profesională de nivel național și acolo sunt foarte multe activități care trebuie să fie bine conduse. Am văzut că ați fost la foarte multele reuniuni, ați fost prezent și în afară, în Italia, la Bari, la invitația Universității din Bari, nu? Da, prezent și la Cluj-Napoca. Avem foarte multe activități de promovare a profesiei, de promovare a activității geodezilor din România și, bineînțeles, avem o dată pe an, avem săptămâna geodezilor în care au loc, avem invitați de peste hotare. Anul acesta la Cluj am derulat activitățile în cadrul acestui eveniment și evenimentul este însoțit de o suită de alte sub-evenimente, o expoziție de tehnologie, avem și un seminar cu prezentări al unor lucrări de specialitate, avem și o secțiune de tineret în care este adresată în special tinerilor specialiști și a studenților din domeniu. În momentul de față, în România, sunt 13 centre universitare care au programe de pregătire în profesia noastră și avem de asemenea foarte multe teme de interes general în curs de, să zicem, de derulare, cum este Programul Național de Cadastru, în care noi suntem foarte activi și avem foarte multe de spus. Avem de asemenea și, în momentul de față, se lucrează la un nou cod al amenajării teritoriului și urbanismului și construcțiilor, în care la fel specialiștii noștri sunt consultați. Deci sunt foarte multe activități care țin de activitatea profesională în domeniu. Universitatea Valahia face parte printre aceste... Nu, în cadrul Universității Valahia nu există un program de studii în domeniu. Eu zic că Bucureștiul e foarte aproape, acolo sunt două universități care pregătesc specialiști în domeniul meu de activitate, atât Universitatea de Studii Agricole și Medicină Veterinară, cât și în cadrul Universității Tehnice de Construcții, unde este de fapt cea mai veche secție. Vreau să fac doar un mic comentariu. Înainte de 90 era un singur program de educație în domeniul ingineriei geodezice la București, la Universitatea, Institutul de Construcții de la acea vreme. După Revoluție, nevoia de specializare în domeniu a crescut și au apărut pe rând activități în centrele universitare Timișoara mai întâi, după care Iași, Cluj, la Cluj sunt iară două universități care pregătește în domeniu, la Brașov, la Craiova, deci sunt în marile centre universitare, există programe de pregătire în domeniul ingineriei geodezice și aici vreau să închid paranteza, e vorba de practic specialiștii care lucrează în cartografie, în cadastru, în măsurători topografice, tot ceea ce înseamnă pregătirea planurilor pentru orice proiect de investiție. Dar e nevoie de specialiști pe piață? Este nevoie. În momentul de față, după cum bine știți, în România nu există în primul rând sunt foarte multe investiții care se derulează, investiții atât în domeniul infrastructurii, cât și în domeniul privat, care pornesc de la un proiect, iar proiectul are la bază un studiu topografic. Deci, practic, este o nevoie în domeniul de investiții, în primul rând, și în domeniul înregistrării proprietății, unde, după cum bine se știe, noi avem, teritoriul României a fost supus unei reforme funciare, demarată imediat după Revoluție,
Însă înregistrarea drepturilor de proprietate se face la cerere pe măsură ce cetățenii au nevoie să transfere dreptul de proprietate, adică să vândă, să cumpere, să facă ipoteci sau să realizeze certificatele de moștenire. Deci dezbaterea succesiunilor și așa mai departe. Acum, în paralel cu această înscriere la cerere, are loc Programul Național de Înscriere Sistematică a tuturor proprietăților în cartea funciară. E un program finanțat din bugetul agenției și din fonduri europene, program care e în curs de derulare și de aceea, așa cum spuneam, nevoia de specialist, de specializare în domeniu este foarte mare. Dar din punct de vedere legislativ, domnule deputat, lucrurile sunt bine puse la punct în acest domeniu? Legislația a suferit permanent modificări și ajustări încă din anii 90. Orice legislație perfectă. Da, orice este, se adaptează din mers. Au fost momente cruciale, să zicem, cum a fost momentul inițierii legii cadastrului prin anii 98, după care 1998, după care a urmat iar un moment important, a fost unificarea sistemului de carte funciară cu sistemul de cadastru într-o singură instituție în 2004. Acestea au fost modificări majore și în ultimii 10-15 ani asistăm la o stabilizare a cadrului legislativ în domeniul înregistrării la cerere și îmbunătățirea, perfecționarea permanentă a cadrului legislativ pentru înscrierea sistematică, care este încă, să zicem, la un început timid, dar hotărât. În momentul de față sunt circa 70 de comune care au cadastrul sistematic finalizat în România și există un număr important de comune care se află în curs de realizare a cadastrului sistematic. Aici eu cred că sunt multe de făcut în privința modului de derulare a programului. Cred că există soluții de eficientizare și de grăbire a programului, dacă s-ar ține cont și de părerile specialiștilor. Noi emitem puncte de vedere permanent față de optimizarea acestui program și suntem dezamăgiți în momentul de față de felul cum funcționează Programul Național de Cadastru în cadrul Programului Operațional Regional AXA 11, unde gradul de absorție este timid, este destul de mic. Din păcate sunt 300 de milioane de euro care nu sunt accesați în momentul de față și există riscul ca aceste fonduri să fie realocate în cadrul altor axe sau dezangajate, dacă lucrurile continuă. Din ce cauză? Deci, cauza esențială este faptul că la licitațiile derulate destul de încet de agenție, deci pe o perioadă procedurile durează destul de mult, furnizorii de servicii nu îndrăznesc să își depună oferte din două motive, în primul esențiale, consider eu. Odată, modul de calcul a valorii estimate a contractelor nu ține cont de valoarea efortului, de costul efortului depus de furnizori, iar pe de altă parte fluxul de numerare, adică modul de decontare, este extrem de greoi. Și investitorii privați sau furnizorii de servicii din domeniul privat, din sectorul privat, nu îndrăznesc să meargă la astfel de contracte care nu sunt foarte simple, adică sunt niște proiecte complexe în care trebuie să fii suficient pregătit, trebuie să ai colaboratori în echipă cu salariile plătite la zi, cu taxele plătite la zi și nu poți să aștepți un an jumate ca să primești decontul din bugetul programului. Deci aici sunt se poate sau influențate, au influențe externe. Opririle astea. Internă, adică vă referiți noi ne facem interne. Sigur. Da, ține efectiv de modul de organizare a programului, adică logica Incredibil. Programului trebuie gândită la nivelul instituției care răspunde. Odată avem Agenția de Cadastru, avem Ministerul Dezvoltării Regionale pe de o parte cu Programul Operațional Regional și pe cealaltă parte avem Agenția de Cadastru, care trebuie să lucreze, să găsească cele mai bune soluții ca acest program să se deruleze în beneficiu în special al cetățenilor și întregii societăți. Deci nu, aici nu e vorba de promovarea intereselor private a unor specialiști sau unor grupuri de specialiști. E vorba, așa cum încearcă să se acrediteze uneori ideea, că specialiștii ar vrea bani mai mulți, cam ceea ce este greșit, părerea mea. Practic, derularea defectuoasă a acestui program afectează, să zicem, bugetul cetățenilor la urma urmei.
conducerile unităților administrative teritoriale din Dâmbovița, ne referim la Dâmbovița cu precădere, înțeleg importanța. Da, în cadrul județul Dâmbovița este printre județele fruntașe în derularea programului, adică autoritățile publice s-au implicat, au existat și câțiva furnizori care au avut curajul să deruleze activități în cadrul acestui program cu toate riscurile asumate, iar stăm destul de bine. Zic eu, suntem cam pe locul 6, 5, 6 în, la nivel național. Deci suntem printre fruntași. Nu cunosc cifrele la zi, dar știu că Dâmbovița stă bine. Am înțeles. Să revenim la ale noastre, domnule deputat. Știu că ați fost prezent, chiar m-am văzut în sală astăzi. A fost o dezbatere publică organizată de conducerea Consiliului Județean Dâmbovița privind stațiunea montană de interes național Padina Moroieni Peștera, Moroieni Padina Peștera, privind intenția de a se construi în zona plaiului lui Păcală o pârtie de schi acolo. Ați fost și dumneavoastră prezent. Ce impresii v-a lăsat și care sunt concluziile? E vorba de vârful Cocora, de fapt. Cocora, ca da, să pârtia vorbim Cocora. Pârtia de pe versantul muntelui Cocora, Cocora este unul dintre versanții situați la sud-est față de vârful Babele, deci o altitudine destul de mare, o lungime destul de bună. Este cunoscută deja pârtia aceasta, a fost figurată pe planurile de dezvoltare de foarte mulți ani, eu cred că este încă din anii 70 a fost luată în calcul și acolo se face un schi freestyle, cum se zice, adică fără pârtie în momentul de față, pentru, periculos pentru cine își asumă. Este una dintre pârtile care e prima pârtie din tot ansamblul domeniului schiabil, în toate proiectele în care s-au derulat, toate planurile care au fost făcute până acum, apare ca principală pârtie și pârtia ancoră a sistemului de a domeniului schiabil. Proiectul a fost, după cum bine se știe, de prin 2014-2015 a fost inițiat un studiu de fezabilitate care pe perioada când eram la Consiliul Județean l-am reevaluat, l-am analizat pentru că trebuia oricum actualizat și concluzia a fost că acel proiect, poate că pare dezamăgitor pentru urmăritorii acestei emisiuni, avea nevoie de câteva completări și rezolvarea unor probleme de care, fără de care nu se poate susține un astfel de proiect, precum finalizarea exproprierilor pe anumite zone și scoaterea din fondul forestier a zonei afectate de investiție. Deci astea sunt lucruri esențiale pentru aprobarea proiectului și finanțarea lui din fonduri publice. Pe de altă parte, este nevoie de completarea proiectului cu un drum tehnologic care să asigure accesul la infrastructura din zonă care se creează și asigurarea unui, de asemenea, o utilizare a zonei în scop turistic și pe perioada verii. Deci sunt aspecte care eu sunt încântat, sunt bucuros că lucrurile evoluează și tema se apropie de pentru că ei sunt acum practic în faza de elaborare a temei de proiectare pentru studiul de fezabilitate. Deci suntem în fază de prefezabilitate, cum s-ar spune, din punct de vedere al derulării investiției și proiectul, din câte observ eu, necesită această temă să fie bine realizată ca să nu ne trezim că se proiectează acolo ceva care nu este fezabil. Am auzit de la președintele Consiliului Județean că perspectiva de realizare cu finanțarea acestui proiect este 5-7 ani. Deci, fără finanțare până la 30 de ani. Eu cred că faza asta e depășită, domnul Dumitrache. Adică cei 30 de ani au trecut fără finanțare, eu zic să ne gândim la faza cu finanțare. Păi nu, dar n-a fost identificată sursa de finanțare încă, domnule deputat. Care e sursa de finanțare? Adică noi dacă fără finanțare ne gândim deja la 30 de ani, vă dați seama că noi cu bastonul nu mai apucăm să ne dăm pentru a adresa orice sursă, deci trebuie să înțelegem, pentru a adresa o sursă de finanțare, în primul rând trebuie să avem un studiu de fezabilitate viabil. Îl avem. Păi, e în curs de elaborare a temei. Deci mai avem până avem și studiu de fezabilitate corect făcut. Ceea ce am sesizat acolo și cred că ar trebui luat în calcul, n-am stat până la finalul întâlnirii, nu am agenda, nu mi-a permis să stau până la finalul întâlnirii,
Proiectul are în vedere și interconectarea cu altor zone, deci am observat că se ia în calcul finalul de pârtie să includă și o altă zonă care să fie atașată și să asigure o mai mare eficiență a utilizării fondurilor publice pe această investiție, dar mi-aș fi dorit să văd și o descărcare către zona Babele, unde există de asemenea o pârtie și a existat o pârtie istorică acolo, deci aș fi vrut să vedem cum pârtia din Cocora poate fi extinsă și către zona peștera Babele, pentru că și acolo este unde este Salvamonto, acolo este cabana, este telecabina existentă, deci ar trebui luat în calcul și interconectarea cu acest sistem deja utilizabil și sau foarte ușor de modernizat. E mult mai ușor să modernizezi un domeniu existent decât să faci unul nou. Deci asta aș fi, cred că este una din priorități, să existe o perspectivă și a sistemului de transport pe cablu și de schi în obârșia lui Micioarei. Telecabina care acum nu merge, nici acum nu merge. Din da, eu obiective. Este... Zic că e o piesă foarte scumpă care trebuie adusă nu știu de unde. Din păcate și este în patrimoniul unei societăți private. Private, da. Cred că tot din păcate este vorba de un sistem de cablu care acționează pe două județe. Eu cred că este nevoie, acum la nivel de sugestii, nu am nicio calitate sau nu am un anumit, cred că ar trebui o colaborare mai intensă între autoritățile din cele două județe, așa cum am inițiat pe perioada activității mele la Consiliul Județean și probabil lucrurile vor continua dacă există stăruință, și acelor două unități administrativ-teritoriale de o parte și de alta a versantului masivului Bucegi. Sunt multe de făcut, domnul Dumitrache, în domeniul ăsta. Infrastructura rutieră este pusă la punct? Am lăsat la Consiliul Județean un proiect, un studiu de fezabilitate, o documentație a lucrurilor de intervenție pentru asfaltarea pe zona Bolboci, deci Bolboci, de la Bolboci până sus în Obârșie. Nu cunosc, sincer să fiu, nici n-am mai urmărit ce se întâmplă la Consiliul Județean din acest punct de vedere și mi-aș dori să, ar fi trebuit ca anul acesta să fie asfaltată încă un tronson, probabil în procedură de achiziție publică, nu știu exact. Nu, dar în zona lacului doar jumătate este asfaltată. Este esențial zona lacului să fie asfaltat acest drum, deoarece drumul de pe asfaltat de Romsilva este îngust. Nu are parametrii pentru a fi preluat în patrimoniul Consiliului Județean așa imediat. Și mai este o problemă acolo, deci costurile de dezăpezire pe perioada iernii sunt mult mai mari, este o pantă foarte, sunt câteva zone cu pantă abruptă, deci drumul de iarnă ar fi cel de pe malul drept al lacului, adică malul drept în sensul de coborâre, pentru că așa ne raportăm la cursurile de apă, deci ne uităm spre vale și vedem stânga-dreapta, deci malul drept al Obârșiei Ialomicioarei. L-am văzut prezent și pe Valentin Calcal, fostul senator PSD de Dâmbovița. Da, noi suntem activăm asociația, Padina Peștera, de dezvoltare, o asociație în zona Padina Peștera și încercăm să venim cu idei, cu propuneri față de modul de dezvoltare a stațiunii din Padina Peștera. Bun, luăm publicitate, oameni buni, o să revenim imediat, o să aflăm de ce sunt în stand-by marile proiecte din Dâmbovița. Vom dialoga în continuare cu fostul administrator public al județului Dâmbovița, domnul Ionuț Săvoiu, dar și cu fostul deputat PSD de Dâmbovița, domnul Ionuț Săvoiu. Stimați prieteni, domnia sa este la ora actuală, îndeplinește funcția de președinte al Uniunii Geodezilor din România, un specialist în materie de cadastru și geodezie și nu numai prieten, domnia s-a văzut că a fost și un politician deschis și sincer, dar a mai abandonat activitatea politică, probabil și îngrijorat de ce se întâmplă în mediul politic și la nivel național și de Bovițan. O să abordăm și aspecte politice, subiecte legate de politica dâmbovițeană și națională, pentru că nu-i așa, vine moțiunea de cenzură. Joi este programat votul în Parlament pe marginea moțiunii de cenzură depusă de Partidul Național Liberal. Publicitate, revenim imediat.